să avem pardon. Am avut și ghinion ereditar, avem o gaură în buzunar, dar progresăm, încet, încet toți emigrăm. Mai bine venetici decât argați la securici. Bun venit la Starea Nației, eu sunt Dragoș Pătraru, gazda dumneavoastră. Haideți, fraților, haideți că ia, uite, vine primăvara, băi, dau acum ghioceii. Cred că au dat deja, nu? Domnul Iohannis, chiar ați mai trecut pe la casele alea? Au ieșit ghioceii în curte? Trebuie să mergeți, domne, să dați un ochi pe acolo, să vedeți dacă nu s-a crăpat vreo țeavă, vreo dală, na? Case multe, griji multe. Iată numai vești bune azi. În dosarul caselor familiei Iohannis a fost închis. Decizia a fost luată de parchetul general. Știți povestea, se făcuse acum ceva timp o plângere împotriva doamnei Carmen Iohannis pe motiv că a falsificat actele cu scopul de a lua o casă. Mă rog că le-a falsificat, spune decizia instanței, de când a pierdut casa. Dar astăzi s-a închis cercetarea, ci că nu e nimic suspect. De acum 21 de ani, voi vă dați seama, vorba lui Ponta. N-am copiat, domne, așa erau regulile atunci, nu se inventaseră ghilimelele. Așa erau legile atunci, nu, doamna Carmen? Dacă făceai o foaie, o semnai și găseai un notar care să ți-o ștampileze, intrai peste oameni în casă și îi dădeai afară. Ce să mai... A, uite, alte vești bune vin de la Ditrău. Da, ci că nu o să-i mai zică Ditrău, o să-și schimbe numele în Ditbine. O petiție cu peste 1800 de semnături a fost depusă la primăria din Ditrău, iar localnicii le cer patronilor brutăriei să nu angajeze forță de muncă străină. În document li se solicită patronilor brutăriei din Ditrău să le ceară scuze locuitorilor, dar și preotului care ar fi acceptat rolul de mediator doar la cererea lor, să despăgubească angajații prejudiciați și jigniți în mod retroactiv pentru 5 ani. Ta-na-na-na-nam, locuitorii din Ditrău contraatacă. Au lăsat o moale cu rasismul, da, și-au dat seama că nu ține. Au ieșit din scorbură și au zis: ce? Nu e ok asta cu rasismul? Tare ciudat, da. Acum cetățenii nervoși vor scuze pentru preot și să nu mai fie angajat străin, că n-au ei unde să muncească. E, asta e altceva, mă băieți, e cu totul altceva. E despre exploatarea oamenilor, despre nerespectarea drepturilor, da? Dacă le mai formulați și în limba română, mua, parfum! Mi-a plăcut asta, în petiție se solicită angajatorului să-și ceară scuze în mod public de la locuitorii din Ditrău pentru prejudicii aduse bunei sale reputații prin faptul că a ales mass media în loc să rezolve problemele ivite pe plan local. Bă, băieți, v-ați dus cu furci și topoare peste srilanchezi? Ce să rezolvi pe plan local? Și care-i problema că s-a auzit în toată țara? Vă e rușine de ceva? Parcă ziceați că nu. Hai, liniștiți-vă, respirați, tot în limba română dacă se poate. Și încă ceva. Mă, preotul, n-are altă treabă? Boss, nu te-ai jucat de-a căpetenia a pașilor când erai mic? Ce-ai? E preot ăsta pus pe cafteală, mă. Nu știi de astea cu John Lennon, a? Cu All You Need Is Love, nu, a? Tu, Rammstein, Du Hast. Chestii grele, tati. Dar zic să rămânem la veștile bune și foarte bune. Asta care vine e belea. Jurnaliștii vor fi scutiți de plata impozitului pe venit, veniturile din salarii și drepturile de autor. Este vorba despre un proiect de lege care a fost adoptat astăzi de Camera Deputaților. Este cameră decizională. Dușmanii în poartă pică, băi, sărachilor care nu sunteți ziariști. Cine are bani acum să-i întoarcă cu lopata? Ține! Cum să faci, mă, așa ceva? Cum să votezi așa ceva? Cât de prost să fii?
Deci asta, porcăria asta a trecut prin Parlament, fraților, da? Merge acum la președinte. Sper să nu fie și președintele la fel de tă. Să vedeți de acum ce or să ne strige politicienii. Băi, ziariștilor, voi vorbiți, mă, care nu plătiți impozite la statul român. V-am dat, bă, v-am făcut, dar voi tot niște nemernici ați rămas. Să ne înțelegem, presa are nevoie de sprijin peste tot în lume, pentru că o democrație nu poate rezista fără un sistem de presă puternic și independent. N-am spus-o eu, a spus-o Curtea Americană de Justiție acum mai bine de 10 ani, când criza financiară închidea zilnic zeci de redacții. Dar nu astea sunt parlamentarilor măsurile care asigură o presă puternică și independentă. Vai de capul vostru! Da, haideți mă, gata, că au dat ghioceii. Un leu buchetul, un leu buchetul. Șică, șică, ce faci cu metre? Ia uite-l pe șică, mănâncă ghioceii. Bă, băiatule, tu ești vegetarian, de la feroce. Bine ați venit la Starea Nației. Chiar m-am amuzat astăzi dându-mi seama de un lucru legat de cum ni se dă nouă cu democrația peste bot toată ziua. Mai multă democrație, mai multă democrație. Numai asta ne-au auzit urechile. Mai multă democrație, da, corect, dar pentru ce? Erau primarii mai buni înainte, când se alegeau în două tururi? Nu, e cineva care spune, bă, ce primari tare aveam înainte, când erau alegerile în două tururi. Să mi-l arătați și mie dacă există. Dacă ai de ales între Toxic X și Toxic Y, sau între incapabilul A și incapabilul B, sau între prostul 1 și prostul 2, chiar nu contează câte tururi faci. Mai mare cheltuiala. Nu mai putem păcăli pe nimeni că vom face niște modificări pe aici, pe acolo, dar de fapt nu modificăm nimic. Compun o reorganizare și restructurare a partidului. Dar fondul este reforma partidului. Reforma partidului înseamnă mult mai mult, înseamnă mult mai mult timp. Aoleo, mai mult timp? Cum adică, nea ciolacule? Bă, să vezi că ăștia măresc ziua. Bre, cât? 25, 30 de ore? 35? Nu-i de ajuns că vor ăștia să ne scoată la 70 de ani la pensie? Cum e acum la PSD? Domne, facem alegeri, gata, fără dictatori ca Dragnea, să fie democrație în PSD, poporul PSD-ist a luat puterea. Hai mă pe bune și veniți cu Manda, cu Tudose, cu Paulică Stănescu, ați rupt reforma în două, mă, i-ați fractura coloana pe genunchi. Mai multă democrație, mai multă democrație, numai asta am auzit în ultimele luni. Așa, mai auzi ceva, că trebuie dat jos PSD-ul de peste tot. Ok, ok, na, ăsta-i planul PNL-USR+. Și Iohannis e cu ei în joc. Ok, e un plan, după care îl văd pe Rareș Bogdan. N-are cum să nu aibă candidat propriu. Dreapta trebuie să dea un primar, pentru că cei mai buni primari ai Bucureștiului au fost primarii de dreapta. Deci clar că noi trebuie să dăm o soluție pentru București. Bă, n-am văzut așa ceva. Așa sunteți toți. Așa a fost și Ponta când era USL-ul. Nu l-a răbdat inima să lase pe Crin Antonescu să candideze. Așa sunteți și voi. Îl vezi pe Nicușor Dan, care șterge pe jos cu toți liberalii. În toate sondajele arată că ar câștiga fluierând, nu într-un tur, în jumătate, într-un sfert de tur ar bate-o pe Firea, dacă ar fi susținut de ceea ce voi numiți dreapta, PNL și USR+. Dar nu, Rareș Bogdan ne anunță că PNL trebuie să aibă candidat. O, vai, că și eu sunt fraier. Ne anunță că el e candidatul. Nu înseamnă că dacă nu găsim o soluție care să fie 100% sigură, o să las partidul să mă uit ca în 2012 cum pierde alegerile. Nu să uită el ca în 2012, domne, să vadă cum pierde partidul, nu? Că și în 2012 el era tot în partid, dar făcea emisiuni sub acoperire. Nu e Rareș Bogdan omul care să se uite, bă, el nu e voyeurist de ăsta, pervers de ăsta politic. El se bagă, da? Îi place să participe. Păi la ce credeți că folosește, mă, batistuța aia? Păi...
Până ieri Rareș Bogdan o ținea cu... Vai, dar eu... mă scuzați, dar eu sunt europarlamentar. M-au trimis oamenii acolo. Doamnă, eu am proiecte la Bruxelles, am... Rareș, vii la București. Cu limba scoasă vin șeful, ajung înaintea avionului. Voi fi întotdeauna pompierul de serviciu acolo unde mi se cere. În orice loc din România sau din afară. Răspuns... Ai, nu mă nebuni. E pompier, mă, acu. Auzi, Rareș? Te îmbraci în stewardeză? În călugăriță? Bineînțeles, pentru alte prețuri, nu... Omul habar n-are de București. Știe niște cârciumi din Dorobanți unde îi plătea Vanghelie Pișcotu, îi plătea Gabi Oprea... Na, ce îi plătea acolo? Apa plată și cam atât. Hai mă, Rareș, ce naiba? Dacă te lăsăm în Titan fără GPS, ajungi la universitate în 2 săptămâni. Pompier, auzi? Nici nu vreau să-mi imaginez ce costum de pompier și-ar face Batistuță. Mamă, ești nebun, casca aurie, așa topor dân fildeș, furtun de la pe comandă, dân piele întoarsă, de la o firmă de fițe, arde focul de el. Cum era mai aia? Să nu uitați să faceți România de râs în fiecare zi, nu? Parcă așa. Mai multă democrație, mai multă democrație. Dacă asta voiam să vă spun, ci m-am luat cu altele. Am spus-o încă din 2011, când PDL-ul doamnei Turcan a băgat prostia asta cu alegeri într-un singur tur. 2 tururi înseamnă o reprezentativitate mai mare, deci mai multă democrație. Numai că pentru ai noștri, mai multă democrație înseamnă mai multe șanse de a se face de râs. Și cam atât. Pentru că hoție, pentru că incompetență, pentru că prostie. Nicușoare, e aglomerație, tati. A venit și băiatul ăsta de la Cluj să candideze. Mai are să vină și un Sri Lankez să fie treaba, nu? I-am cerut premierului și a fost de acord ca... pentru cel de-al doilea guvern, primul obiectiv al programului de guvernare să fie alegerea primarului în 2 tururi. Deci Barna tot nu vrea să înțeleagă că în timp ce USR Plus luptă să scape țara de pesediști, Orban scapă PNL-ul de USR. Dane, noi ți-am zis, o să rămâi surprins ce amprente sunt pe cuțitul ăla pe care l-aveți înfipt în spate. Cum? Cine? Doamna Turcan, vrea să spună ceva? Poftiți, doamnă, cum să nu? Da, da, luați loc, e măturat, vă rog. A invoca un blat între PSD și PNL este ca și cum ai sugera că necuratul și-a dat mâna cu apostolul. Vai, dar unde s-a mai văzut așa ceva, nu? Doamna Turcan... Doamnă dragă, să știți că atunci când dumneavoastră erați în PDL, prea ocupată să o undeva pe doamna Udrea, partidul din care faceți astăzi parte, PNL, apostolul cum ar veni, și-a dat mâna cu PSD, cu necuratul, doamnă, și au format USL. Au câștigat alegeri împreună, a fost nebunie, da. Mergea Orban prin țară în campanie cu Dragnea de mână. Deci s-a mai făcut, s-a mai întâmplat. De-aia vă rugăm frumos să ne iertați că asta e prima reacție pe care o avem când vă vedem. Să ne gândim la blaturi, la lucruri necurate. Altfel, dumneavoastră, doamna Turcan, tot fecioară, tot fecioară, nu? Suntem în perioada de bucătărie internă. Întreb și eu, Dragnea, a făcut o zi de pușcărie măcar? Adică să stea o zi întreagă în pârnaie? De când se crapă de ziua până când se dă stingerea? A făcut? Că mă, nene, că toată ziua e la tribunal, cere eliberarea. Înțeleg că și muncește, când muncește? Noaptea ca hoții, când? Astăzi iar, cum se face ora 8:30, el e la poarta tribunalului. Judecătorii când vin îl găsesc la poartă. Bună dimineața, domnul Liviu, ne bem și noi cafeluța și vă primim, da? O să vină cineva să vă cheme, bine? Fostul șef al socialdemocraților a depus 2 noi solicitări, una la instanța supremă și cealaltă la Tribunalul Capitalei, prin care cere punerea sa în libertate de îndată. Hai mă, că asta e genială. Deci în cererea asta de eliberare scrie de îndată.
Gata, deci gata cu amânările, am glumit, ne-am distrat, ne-am ras și mustața, dar gata. De îndată să fie eliberat. Băi, acu, hai că vă întreceți cu gluma, da? Și a cerut eliberarea asta de îndată și la Înalta Curte și la Tribunalul București. E, încercarea moarte n-are, nu? Sau cum era aia? Mai multe bilete, mai multe șanse de câștig. Ce ai mai luat pe bilet, tati? Sper că nu te-a scos FCSB Clinceni, a? Altfel să stai liniștit, copiii lumatale au ajuns bine de tot. Da, copiii ăia mari cu privirea goală, îi știi că mult i-ai mai iubit și mult au mai pupat și ei în fund. Vin în fața dumneavoastră pentru a susține și, și vă solicit să constatați existența unui conflict juridic de natură constituțională. Nealiviule Ciordache pledează la Curtea Constituțională. Ai fi crezut, matale, că bâlbâice la de Ciordache? Altă întrebare ăla, speriatul ăla care nu putea să lege nici măcar trei greșeli gramaticale fără să facă una în plus? Ai fi crezut că ajunge atât de bine? Ce? Ți-au dat lacrimile, a? A, s-a descălțat colegul de cameră, scuze. Dacă la alte legi parlamentarii sau cetățenii au drept de inițiativă legislativă, în cazul acestor două legi, decât guvernul are dreptul de inițiativă legislativă. Hai, ce vorbești, domn? Sigur pe el, dezinvolt, jonglând cu articolele Constituției ca Messi cu bășica. Mai mare dragul să-l auzi, decât că are o problemă. Dă? Așa, să ne întoarcem la Nealivache. Bre, matale, cât mai ai? Mă gândesc să te potolești cu cererile astea, că cine știe, îl enervezi pe vreun judecător, te mai încalță cu una în doi și te tunde și în cap, nu numai la hamster. Ai grijă. Vreți să continuăm? Aveți curaj? A, iată, frig. L-a luat frigul pe Livache. Bre, 2019 a fost cel mai cald an din istorie. Nu cumva e de la faptul că ai dat jos mustața? Păi, matale, iarna o dai jos. Primăvara se dă jos blana. Și să-ți mai zic ceva, domnul Dragnea. E și vârsta, domne. Eu mă uit la mine. Când dă cu minus afară, mi se face de izmene, zău. Înainte, pa, mă spălam pe cap și ieșeam afară la minus 20 de grade. În oraș, cu băieții, bubuiau creierii. N-aveam nici pe dracu, știi ce zic? Mai ușor cu România, fraților. Chiar, fraților, de ce n-avem noi blesteme în Parlament? A? E limpede, la umor sunt praf băieții. Ca să ai umor, trebuie să fii inteligent, bă, nu e cazul. Nu-mi iese mie, da, lor. Deci umor, canci. Nu cred că ar fi rău să se dea drumul la blesteme în Parlament. Da, cum sunt interpelările, luările de cuvânt, dreptul la replică, tot așa să fie și blestemele. Vă rog, domnule președinte, aș dori să blestem și eu, să mă înscrieți pe ordinea de zi. Ok, aveți două minute, se pregătește domnul Arpad Arpad de la UDMR cu niște înjurături bilingve. Și să înceapă ăla, arză-vă arpămațe, să vă arză covrigul rece de dimineață, de-astea tradiționale, știți, făcute în casă. Să chiulești de la ședința în care se investește un guvern este un păcat care va fi sancționat dramatic de toți cetățenii. E păcat, bă, o să facă Daniel listă cu voi, o să vă dea de flăcările iadului, de buba neagră, o să vedeți voi. Nu știu dacă vă amintiți că mulți oameni am observat că își spală creierul periodic. Da, îi invidiez. Cum vin ai lor la putere, le șterg toate păcatele. Deci, nu știu dacă vă amintiți, dar Ludovic Orban, când era parlamentar, era cel mai mare chiulangiu. Da, trecea pe la muncă doar în zi de salariu. El și Crin Antonescu. Acu s-a cumințit, da, e păcat să lipsești, cică. Orban e ca Adrian Mutu pus la Naționala de Tineret. Mă rog, momentan Orban lipsește din Parlament că nu e ales. Dar asta e altă poveste, la fel de jenantă, dar altă poveste. Domnul Orban, putem să vă întrebăm ceva despre justiție în sfânta zi de miercuri sau e păcat? Punem întrebări fără carne, să știți. Gabriela Scutea, aviz negativ pentru parchetul general și Georgiana Hosu, de asemenea, tot aviz negativ pentru șefia DICOT.
Mă scuzați, știu că nu se mai poartă cu justiția, cu anticorupția, cu astea, dar eram curios așa o părere despre faptul că procurorii trimiși de Predoiu au primit aviz negativ. Nu? Nici o părere, a? Să fie sănătoși. Da, aveți dreptate, să fie sănătate, domne, că sănătatea e mai bună decât toate. Primul pas care trebuia făcut era modificarea legii în acord cu recomandările MCV, prin adoptarea unei proceduri de numire a procurorilor de rang înalt, pe criterii clare și transparente, cu sprijinul Comisiei de la Veneția, astfel încât influența politică să fie diminuată. Ia uite-l și pe ăsta de la USR, Stelian Ion. Bă, ție ți-e cal cu toți dinții în gură? Bă, copile, astea cu proceduri, cu Comisia de la Veneția, cu MCV, astea erau pe vremea PSD-ului, bă. Acu e libertate. Nu mai există jugul PSD-ist. Acum poți să pui procuror cum vrei. Nu te mai acuză nimeni de politizare, pentru că ăștia care au venit acu sunt buni, da? Sunt de partea bună a forței. Dă-le dreacu de reguli. Auzi la el, mă, criterii de selecție. Bă, ești nebun. De unde te crezi? Pe timpul ciumei roșii? Acum e gripa la modă. Ci că n-a avut Predoiu criterii, că n-a fost procedura transparentă. Predoiule, nu răspunde la provocările astea. E copil ăsta de la USR, nu știe, abar n-are. Și încă ceva, Predoiule, avizul CSM e consultativ, adică frecție Diana la un picior de lemn. Știi ce zic? Faci pe el, te doare la bașcheți. Tu mergi înainte, bă, pui pe cine vrei tu, că de-aia au murit oamenii la moțiune. Să fie libertate, să fie numiți oameni după cum simțim, după cum ne spune inima, nu după niște reguli reci și rigide, nu după proceduri birocratice staliniste. Nu sunt dezamăgit, nu e nicio surpriză. E poftim, nici nu era o surpriză pentru domnul Predoiu că CSM-ul o să-i respingă procurorii. Știa, bă, că de-aia e ministru, să știe. Predoiule, zic să-i blestem, a? Bagă de-alea cu... Da, v-ați cu ciocănelele peste dește, bă. Vă mulțumesc, bună seara. Grindă ăsta de la Dezvoltare e belea. Ion Ștefan, ministrul dezvoltării trecut, prezent și propus, a trimis corpul de control la primăria Focșani. Primăria Focșani e cea care l-a amendat că nu și-a plătit impozitul pentru casa aia de neam prost. Vezi, de-aia nu e bine să fie agățat cu tot felul de rahaturi. Omul poate o fi trimis pe bune corpul de control, dar îți vine să zici: a, grindă, ce ai făcut, bobiță, te răzbuni? Deci mâine vom construi acum. Deci prin semnarea acestor mâine, ceea ce am putea face mâine, facem astăzi. Construim acum mâine. Nu mai așteptăm ani. De-aia e bine să fii cu actele în regulă, să fii legal. De-aia e bine să-ți plătești dările la stat. De-aia e bine ca socrătul să nu-ți dea autorizații ciudate de construire. Parcă-l văd pe grindă când s-a dus să ia autorizație. Ia-te puzucaie și hai facem un bloculeț, măcar pe 4 etaje, dacă iese. Să trăiți! Să trăiți, să trăiți, mă salut, să trăiți. Cu respect, cu mare respect. Asemenea. Am și eu dosarul ăsta aici, totul e pregătit, tot, da. Tot. Aș avea, mă grăbesc foarte tare. Toată lumea, tare. E jale. Aș dori autorizație de construire. Da, da. Și când vreți să construiți? Eu vreau să construiesc mâine, azi. Poftim? Da, aș fi vrut să construiesc ieri. Azi, dar din păcate nu se mai poate. Așa că vreau să construiesc mâine, azi. Da. Faci mișto de mine. Nu, doamne. Ești singur aici? Nu. Da. Eu, deci vă spun, n-ați înțeles, adică... Poate n-am înțeles. Da, vă mai explic o dată. Vă rog. Vreau să construiesc mâine, azi. Înțelegeți? Înțeleg, da? Fii atent. Deci eu azi. Da. Ca să, acum înțelegeți. Azi. Am prins-o. Construiesc mâine. Am prins. Fii atent cum faci. Mulțumesc. Vino după autorizație. Da? Ieri. Cum adică? Pe ce înainte? Așa e legea, tată. Așa. Dacă vrei să construiești mâine, azi, da? Autorizația se ia ieri. Dar mai e o problemă. Știi când se depune? Când? La alta ieri. Lasă ăsta și vino tu. Ieri. Am înțeles. Alaltă ieri. Sau așa. Bine.
Dar cel mai mișto e când miniștrii apar ca niște floricele și ți aruncă în față niște enormități pe tonul pe care ți-ar cere un pahar de apă. Cum e domnul Costache de la Sănătate. Nu putem da anestezie generală, unde considerăm că se poate da anestezie generală. Deci, transmitem un mesaj medicilor anesteziști să înceteze aceste practici. Din păcate, nu este un fenomen, și vreau să știți acest lucru, nu este un fenomen punctual. Asta se întâmplă pe larg, la nivel național. Ce? Nu știați? Da, e la nivel național, e o datină, de la daci vine. Ei făceau anestezie generală, definitivă, adică pentru totdeauna. Vă dați seama cum e situația? Noi vrem să rezolve problemele din sănătate un ministru care ne-a mințit că muncește gratis la privat și în weekenduri, când el muncea miercurea și pe bani. Ce vreți, bă? Ăsta a fost norocul nostru.